Salutare, dragilor! Cineva mi-a cumpărat firul ăsta, nu este foarte mult, dar pentru că nu mă mai ocup cu întreținerea spațiilor verzi, poate mi-este puțin cam mult pentru acest an. Mai de mult am avut o pățanie și m-am enervat într-una, dar aveam un prieten care lucra la o firmă, la un atelier unde se reparau drujbe și motocoase și printre altele vindeau și fir pentru motocoasă și el m-a învățat un truc pe care vreau să vi-l spun și vouă astăzi. Și trucul constă în felul următor. Am avut fir care mi-a rămas de pe un an pe altul, de fapt l-am uitat în atelier și l-am găsit după un an de zile și l-am pus în motocoasă și se rupea într-una, deci nu puteam să lucrez 5 metri, se rupea fix pe lângă butucul ăla unde se adună firul și trebuia să mă opresc, să desfac butucul, să scot fir afară și așa mai departe. Am lucrat foarte greu în ziua aia și mi-am sunat prietenul și l-am întrebat, băi, care-i problema, de ce se rupe firul ăsta, adică nu înțeleg care-i problema cu el. Și atunci m-a învățat un truc. Înainte de a începe lucru, cu o zi înainte de seara, să-mi tai fir cât am nevoie, da? 2-3 bucăți din astea de fir, cât pun odată în motocoasă și să le bag într-o găleată cu apă, să le las acolo într-o găleată cu apă. Ele peste noapte se vor rehidrata și ziua doar le șterg de apă ca să nu fie ude când le pun în tamburul motocoasei și o să le pot folosi fără să mai crape. Și așa am făcut și să știți că a funcționat foarte bine. Problema este că aceste fire se produc astăzi la o fabrică unde se produc ele, nu are importanță. Acolo vor sta în depozit un timp, după care vor fi transportate în altă țară sau în altă regiune, unde vor sta iar în depozite o perioadă, după care se vor vinde magazinelor mari. Și acolo vor sta și în depozit, și pe rafturi, și așa mai departe. De acolo poate ajung la comercianți mai mici, da? Care la rândul lor le vor ține pe rafturi și în depozite o perioadă. După care le cumpărăm noi, clientul final care le folosim, și la noi vor sta în cămară, într-un depozit, o anumită perioadă de timp. Ele în timp își pierd elasticitatea. Dar producătorul a făcut ceva frumos și le putem hidrata. Le ținem în apă 2 ore, 3 ore, 10 ore, după care le ștergem să nu fie umede și le punem în tamburul motocoasei și le putem folosi fără să mai crape. Așa că, dragilor, înainte să folosiți fir de motocoasă, tăiați-vă o dimensiune cât aveți voi nevoie în ziua următoare și lăsați-l peste noapte într-o găleată, într-un lighean cu apă, să se hidrateze firul, după care puteți să-l folosiți fără cea mai mică problemă. Lăsați-mi în comentarii dacă voi știați acest truc. Eu nu-l știam până acum vreo 2 ani de zile, dar mă bucur că am aflat acest truc și nu trebuie să mă mai enervez că se rupe firul. Așa că dacă ați învățat ceva nou, lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți oameni faini, numai bine. Pa, pa!